Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, să zicem Ronu cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem un episod foarte special pentru voi, pentru că, din ce am înțeles, în zona aceasta se află omul de la geam care mănâncă alți oameni. Ați auzit bine, este o nouă variantă de omul de la geam și nu știm exact care e faza, dar nu știu, să sperăm că nu o să fim noi cei care o să fim mâncați următorii. Sper că nu, pentru că, din ce am înțeles, nu este singur, sunt mai mulți și dacă ne uităm în față, nu prea și merge în mod normal, dar... Nici eu, nu prea arată prea bine. Ce să zic acum, pentru episodul de astăzi, ce... Am văzut niște ochi, capitanule. Ce ochi? Ce? Nu știu, n-ai văzut niște ochi. Ai văzut niște ochi acolo? Oh my god. Ai văzut? Oh my god, ok, asta a fost foarte ciudat. Deci, oameni buni, neapărat, hai să apăsăm cu toții pe acel butonaj de like. Câte like-uri vrei tu, pisică? Ia zi-mi tu așa rapid. Stai că a apărut plăcuț aici, dar... Cine apasă pe butonajul de like e cel mai tare, asta se știe deja. Păi aș dori peste 9000 de like-uri. 9000 de like-uri vrea pisica, da. Și tu, Mihai, câte îți dorești pentru episodul nostru de azi, a? Ia zi. 12.000 de like-uri. 12.000 de like-uri. Hai mă să vedem dacă reușim să strângem, să îndeplinim visul pisicii și al lui Mihai, să strângem atât de multe like-uri la episodul de astăzi. Poate, cine știe, poate strângem mai multe decât atâtea. Și cu ocazia asta poate nici nu ne mănâncă omul de la geam. Sper că nu. Da, eu sincer să fiu... Sper că nu. Bă, ați văzut ce am văzut și eu? Ce? Uite! Oh my god. Am văzut și eu. E Cartoon Cat, dar e un Cartoon Cat, deci nu știu, cred că e ceva ciudat cu zona asta. Pentru că uite, ce spune, nu intra aici. Uite. Oh my god. Îl văd, dar de ce? Oh, vezi că vine! Vine. Ok. Pregătiți-vă. Pleacă Cartoon Cat. Pregătiți-vă, aveți grijă. Dacă trag în el acolo, dar nu știu ce să zic, capitanule. Păi nu știu, dar... Oh, stai, că eu intru înăuntru. Vine acolo din ceața aia. Am intrat înăuntru. Bă, a spart baricadele astea de la geam! A venit după tine! A spart astea de la geam, uite! A avut loc să intre, da! Astea erau baricadate geamurile și uite ce am făcut. Păi erau, dar ce să mai zici? A spart toate geamurile, nu mă așteptam la chestia asta. S-a teleportat sau ce? Cred că da. S-a teleportat, ce să zic? Uite ce scrie pe perete aici, scrie ceva pe perete. Ce acolo? Nu știu, apoi văzut ceva. Ia intră înăuntru, că închid ușa. Deci uite ce scrie aici. Deci scrie așa, scrie în engleză. Credeți că ei se duc la WC-ul? Adică se referă la oamenii de la geam? Ci că... Probabil. Deci am văzut pe unul că s-a dus la WC-ul pentru că a mâncat picioare de oameni. Oh my god. Ok, foarte ciudat. Și uite oameni dispăruți aici. Ia, unde? Uite acolo pe da chiar, și nu numai oameni dispăruți, dar și un cățel dispărut. Nu iert, pentru așa ceva nu iert. Nu, hai să mergem să vedem. Hai. Hai să mergem, capitanule. Da, nu știu ce să zic despre cele mai ciudate chestii sunt aici. Dar nu știu exact pe unde ar trebui să mergem, știi că asta e faza. Ok, cred că ar trebui să plecăm de aici, nu știu ce să zic. Să fugim. Știi care e faza? Și ăsta dispare. Oare a lăsat-o? Eu mi-aduc aminte, capitanule. Da. Că harta asta e cu iluzii. E cu iluzii? Da, pentru că omul de la geam vrea să te ademenească în locul lui. Înțelegi? Și vrea să te mănânce, nu? Îți dă cu iluzii. Deci e o casă aici. Hai să vedem dacă există supraviețuitori. Trebuie să mergem să vedem dacă mai există cineva și să încercăm să-i salvăm, pentru că na. Lumina aprinsă. Să sperăm că nu știu ce să zic. Cineva acasă? Bă, lumina e aprinsă, dar nu cred că mai e nimeni acasă. Adică na. Alo? Aici e dormitorul. Nici nu știu ce să zic. Hai să vă zic o chestie. La cum se pare că a dat geamurile în momentul de față, cred că a fost o problemă aici. Și eu mă cred că nu-ți baricadezi geamul degeaba, știi ce zic? Da. Ia, mă uit afară să văd dacă e ceva. Bă, e ceva acolo? Capitanul? Da. Oh my god, e Ben. Este proprietarul casei. Ben, tu ești proprietarul aici? Ia stai să-l întreb. Sună. Ești proprietarul acestei case? No. Nu e el. Cred că a fugit săracul sau a venit să ne ajute. Ok, ce zic. Ben, ia treci tu de aici, du-te acolo, hai. Du-te acolo, pentru că aici avem treabă serioasă. Stai o secundă, că mi-e frică să văd dacă vine ceva de afară. Că ai văzut câte,
câte ciudățenii au venit de afară. Oh my god! Oh my god! Ok, închide ușa. Stai. Ce facem? Nu știu, că e la ușă la noi, chiar aici. Ia uite-o. Oh my god, no. Stai o secundă, ne trebuie un plan. Stai să văd că e o ușă care... E ușă în spate. Ușurel să nu ne audă, ok? Nu mă așteptam să fie chiar aici. Și o să trebuiască să mergem pe aici, cred. Ia, stai că mă urc pe casă. Mă urc pe casă să văd. Bă, deci un câmp de ăsta, un lan de porumb. N-aș vrea să merg din el. Da. Nici eu. Ok, Mami Long Legs nu mai e aici, să știți. Nu știu ce să zic. E rochia grea. Dar oricum nu ai nevoie să vii pe casă neapărat, pentru că oricum o să mergem, cred că, prin față. Doar dacă vreți să mergeți prin lanul ăsta creepy de porumb, nu știu ce să zic. Nu, mersi, cine știe de ce îmi dau pe acolo. Atunci... Da. Oh! De ce? Oh my god, este roșia prins, variantă de coșmar. Vai de mine. Trageți. Mamă, toate creaturile ciudate sunt aici. Dar posibil să fie vedenii, nu știu ce să zic. Probabil, și ce? Ok, luați-l pe ăsta de pe mine, că nu mai pot să ies de aici, m-a blocat. Ia, aplicat. Unde? Nu mai e? A fugit, mă. Ok, ce dacă vă gândiți că asta e doar o casă aici, nu știu să zic. Oh my god! Omule, ciudățenie aia! Doamne, dar ce se întâmplă aici? Veste tot, capitanule! Asta e calea, îți dai seama, asta e calea. Da, păi se vede clar că asta e calea, pentru că de aici vine o grămadă de chestii. Și uitați-vă puțin, cineva a venit cu mașina, a pierdut controlul și a intrat în acest gard. Băieți, cred că din cauza iluziilor, știi, a făcut accidentul. Crezi? Da, păi îți dai seama că ai văzut, vezi chestiile astea în fața ochilor? Tragi de volan și Doamne ferește. Păi asta zic. Ok, hai să ne continuăm aventura și să vedem dacă găsim ceva, că uite încă o mașină. Mă, ce mașină? Ce-au mai pățit? Oh, nu. E Daddy Long Legs! Wow. Hai că am înțeles. Ok, deci trebuie să fiți cu ochii în toate direcțiile și fiți atenți. Stați așa. Vreau să văd cine a apăsat pe butonajul de like, rapid de tot. Deci fiți atenți. Eu am apăsat, capitanule. Facem acum prezența, ok? Strigăm catalogul. Okay. Cine a apăsat pe butonajul de like? Vreau să scrie în comentarii, vreau să văd cine a apăsat și apăsați dacă nu l-ați apăsat chiar în acest moment. Hai să ne continuăm trebușoara aici. Băi, eu încă o casă aici. Ok. Nimica. Băi, e ceva acolo! Ați văzut? Am văzut, dar nu știu ce era. Era ceva în depărtare, rău de tot. Tot apar chestii ciudate, băi. Zice să intrăm în casa asta? Hai să intrăm, nu știu. Nu știu ce să... Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, să nu fie ceva. Ce mai bine, hai să ne uităm puțin pe geam, gen... Dar voi ce, vedeți ce scrie aici? Da, scrie că n-ar trebui să intrăm. Că e zona infecțioasă. Hai să intrăm, ce ți-a... Hai să vedem ce e aici. Biliard, hai să jucăm biliard. Ce? Ia Manda! Casa ei. Zici că e casa ei? Nu cred că e casa ei. Bă, dar dacă eu țin minte bine, în zona asta, aici s-a născut Siren Head. Da, chiar da, pentru că am dreptate sau n-am dreptate, că eu parcă așa știu. Da. Dar uite, la el nu m-am gândit. Când ai zis porumb, m-am gândit la drujbiță, nu știu de ce. Păi da, dar nu în zona asta s-a născut Siren Head. Că eu țin că parcă a mai fost de foarte mult timp. Era Siren Head, cu mai multe variante de Siren Head, care încercau să ne atace și noi ne ascundem în case. Chiar da. Spoiler. Eu sunt foarte, foarte curios. Bă! De ce se zguduie totul? Bă, s-a rupt casa în două! Ce s-a întâmplat? Au căzut toate baricadele. Au căzut toate baricadele dintr-o dată? Da. Și mobila s-a spart totul în casă. Doamne ferește, eu mișto fără. Și în spate sparte, să știți, dacă ne intră unul de la gen pe geam. Se aude sirena. Da, vezi că vine. Fugi. Oh my god. Bă, ne strică casa, uite-te cum se zguduie lucrurile. Frigiderul. Doamne ferește. Ok. Aici au trăit niște oameni. Uitați-vă puțin. Aici au trăit niște oameni și scrie, uite, scrie pe perete. Avem nevoie de mâncare, pentru că gândiți-vă puțin. Ei s-au barigadat în case și n-au mai avut posibilitatea să mănânce pentru că li s-a terminat stocul de mâncare. Așa că nu s-a pregătit nimeni de așa ceva. Problema știi care e acum, că dacă s-ar înhed aici, unde mai mergem noi? Nu știu. Că nu știu, dacă... Băi, deci a zguduit toată casa, de-au zburat toate obiectele prin casă. Da. Păi și-a dat forța aia, dar cred că era iluzie. Dar iluzia îți strică chestiile prin casă, pisică? Da, nu, chiar știi ce zic? Adică nu știu cât de iluzie a fost.
Păi atunci ce facem? Hai să plecăm de aici, nu știu. Oh my god, ce e? Olo. Ai, dar peste tot sunt ăștia. Păi sunt peste tot, văd. Vai de capul meu. Am văzut ceva care a alergat în partea asta și nu știu ce era. Nu vreau să știu ce era. Fugiți. Nu știu, dar părea. Uite, asta e. Uite-l, uite-l. E. Oh my god, e ăla din Doors. E un fel de Siren Head mai mic. Ce face? A, vedeți că nu, vedeți că n-a murit. Vedeți că n-a murit. Ce? Opa. S-a odihnit și... Ok, sunt foarte confuz. Sunt foarte confuz. Da, rău de tot. Nu știam dacă e bine. Da, și eu la fel. Mă gândeam că... Opa! Ulu! Mi-a apărut o mână random! A apărut mânuță. Uite pe ăsta! Ok, nu te du în spate, Mihai, vină mai în față, că acolo e Siren Head ăla mare. Aoleu. Da? Acolo e Siren Head ăla mare și nu vrei să ai de-a face cu el. Mamă, apar mâini de pe sub pământ! Ce-i asta? Ok, deci avem două direcții de mers. În zona asta văd că e zona cu military. Și de ce scrie? Uite ce scrie. Danger. În direcția asta pericol. Hai să mergem. Hai să mergem. Mă, e o idee acum, bună. Acum, dacă ar fi normal că scrie pericol, nu te duci. Dar noi îl căutăm pe unul de la geam. Ce-i aia? Oleu. Oh, vezi că e un cartoon cat ciudat. Cartoon cat ciudat. Care-i faza cu cartoon cat-ul ăsta? Te arată așa ciudat. Nu știu, dar s-a teleportat mai devreme. Văd. Vedeți că dă pumnii destul de tare și sare. Are o săritură foarte mare. Capul meu. Deci are o săritură extrem, extrem de puternică. Aveți grijă. Oleu! S-a mărit! S-a mărit nervos! A evoluat! Oh, nu. Vedeți că dă cu pumnul și... Are ceva forță, nu știu. S-a mărit sau mi se pare mie? S-a mărit. S-a făcut roșu. De ce? De ce? Cartoon Cat, ce-i cu tine? E super mega nervos, fugiți, oh my god. Fugiți, wow. Ok, veniți să coacem, am o idee, puteți să ne ascundem aici. Hai să vedem, ia. Stați așa, stați așa. Stăm aici, așa, liniște, liniște. Doamne, cât de ciudată e zona asta, nu vine să cred. Care este? Mă uit în toate direcțiile, să nu că... Auziți? Aud muzica lui Cartoon Cat, dar nu știu unde e. Nici eu nu-l văd. Poate ne ademenește sau ce? Cred că da, cred că da. Oricum, trebuie să avem grijă la omul de la geam, că ăla te mănâncă. Ăștia n-ai treabă cu ei, dar omul de la geam te mănâncă direct. E o nouă versiune de om de la geam care te mănâncă. Ce facem? Hai să mergem, hai să mergem. N-avem cum să ne oprim, nu știu dacă e... Unde o fi? Aoleu. Am auzit muzicuța, dar... Ok, deci avem iarăși două direcții, pe acolo și sau pe aici. Dar aici arată safe house. Mergem aici? Da, hai să vedem, poate chiar este. Cineva a marcat zona asta ca fiind în siguranță, dar... Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, am o oarecare impresie că nu... Eu nu cred, că nu pentru e în că siguranță. Aici a fost un camp și... Wow. Au distrus totul pe aici, da. Oh, dar chiar, ia uitați-vă! Ia uite cum arată. Uite, și-au marcat locurile în care au văzut creaturile. Vai. Wow. Dar nu e bine deloc ce se întâmplă, stai să mă uit pe aici să văd. Bă, măcar ai și WC-ul, adică dacă ai nevoie să-ți faci o treabă... Da, dacă aveți nevoie la baie, mergeți acolo. Ai WC-ul, uite, două băi aici, adică e ca lumea treaba. Da, deci e bine, Da, nu știu, mă uit pe aici să văd dacă aflu niște detalii. Uite, mai e lumină acolo. Unde ai văzut lumină? Acolo sus. Da, toți oamenii lipsesc, unde sunt oamenii? Păi nu mai sunt oamenii aici. Au fost mâncați toți de omul de la geam? Probabil, da. Da. Da, nu, dar... Asta a fost ideea. Ce am auzit? Nu știu. Wow! Oh my god, e hoagii ciudat! Vai de Vai mine, de mine cum face! Nu uite-l! Zboară ținta. Bă, voi l-ați văzut vreodată să facă așa pe hoagii? Nu! Uite-l cum face! Doamne, ok, asta e foarte ciudat! N-am văzut în viața mea hoagii să se comporte așa. Adică venea după noi, dar nu în halul ăsta. Ceva e neregulă cu adevărat în zona asta. Ia uite o scară care zice du-te în sus. Ia. Ia uite cu pa... Nu, nu spate, e dulap. Ok. Ia. Ce? Nu merge deschisă? Ba da. Uite ce scrie aici. Durează 4 zile să vină sau nu știu exact. 3 zile. Ăștia se contrazic. Pian pe câte zile, acolo, câte, în câte zile vine. Zile. Am găsit o cutie de muniție. Unde? Ți-a dat muniție? Mamă! Nu, stai. A, doamne, asta e. A, asta? Cred că... Hai, ce bună, ce numai bine a venit asta. Perfect. Că am muniție full chiar. Așa. Stai că mai vreau să mai încarc o dată. Păi, uite din nou, postere cu oamenii care lipsesc, uite. Da, da, sunt oameni dați dispăruți. O, ce-i aia? Ce-i aia? E ceva, bă, calamar? E calamarul ăsta. Vai ok, nu l-am mai văzut până acum, ăsta e nou. Da. Nu l-am mai văzut.
Nicio, dar... Uite ce scrie aici! Uitați-vă pe perete! Plecați acum! Ei vor continua să vină! N-aveți cum să scăpați! Ce se aude? Nu știu. Sau, am auzit o muzicuță. Uite, oh my god! Oh, nu. Asta unde este Elmo! Unde s-a dus? Nu știu, aici, cu mine. Uite-l pe Max. Oh my god. Doamne, așa ceva. Văd că s-a dus după mașină. Păi zici că e apocalipsa, ce e asta? S-a terminat lumea. Chiar da, e sfârșitul lumii ăsta. Nu credeam cum de la geam o să poată să facă așa ceva. Nici eu. Pe aici? Ok. Da, n-avem încotro. Nu, nu, eu nu mă duc pe aici. Să mă duc pe aici? Stai, ce e aici? Aici e un pod ăsta, spre o zonă. Care mi-e frică. Scrie danger acolo. Iarăși. Are vreo legătură? Da. Ce să zic? Da. Păi nu știu că are, chiar are. Oh my god. A venit, a venit dinăuntru. Deci am fost avertizați. Am fost avertizați că ei tot vin, tot ei vin. Vor veni și n-avem ce să le facem. Uite, sunt oameni care au fost și ei mâncați la rândul lor. Da. N-au avut nicio scăpare. Dar totuși acolo scria pericol. Nu știu ce să zic, să ne ducem și acolo. Și ce facem? Mergem, păi nu, stai o secundă că vreau să văd mai întâi. Era un land ăsta de porumb. Că uite, noi ne întoarcem și era un tractor. Crezi că e bine? Păi da, vreau să verific toate zonele, că până la urmă îl căutăm pe omul de la geam care mănâncă oameni. Verificare de land de porumb. Stai, era uite aici. Noaptea. Ce poate să se întâmple? Păi ce poate să se întâmple? Ce poate să se întâmple, ok? Asta zic și eu, ce poate să se întâmple? Ce poate să se întâmple? E Siren Head, cred că. Apăruse. Veni. Oh my god, uite-l! Vai de mine! Wow! Mamă, dar mare mai e! Da, e foarte, foarte mare. E foarte, foarte mare. De unde mergem? Stai că eu mă duc aici. Păi stai, hai să aprindem lanternele, că ne-am pierdut. Păi eu sunt chiar aici la început, unde era drumul. Stai să vedem că... Eu l-am găsit pe Max cumva. M-ai găsit? Da? Eu am găsit un fel de loc adăpost. Am găsit un fel de adăpost aici, da? Stai să găsim pe pisica acum că ne-am pierdut. Da, am văzut tractorul. Stai, unde e? Da, aud cum trage. Stai. Da. Suntem și noi la început, cum ar veni. Mă așa duc pe stradă. Voi da, suntem tractorul? Pe stradă. Ia, întoarce-te pe stradă. Că noi am ajuns pe stradă. Aici. Ia. Ia vezi. Vedeți? Gata, te vedem. Ia. Hai să mergem cu toții și să stăm grupați, pentru că... Au ceva? Grupați? Nu știu ce să zic. Da, vină cu acea pisică, vină pe mine. Țineți-vă după mine să nu ne mai pierdem. Da. E foarte, foarte mare lanul ăsta și gen... Dacă m-am dus pe aici, dar nu... M-am păi speriat să ne în ăla și n-am mai intrat. Ne pierdem dacă nu, că e foarte, foarte mare zona asta. Așa, încet. Să mă uit, încet, să nu ne grăbim, să nu ne mașinării. Grăbim. Uite-mă că am ajuns într-o zonă... A, nu te ia, poți duce pe acolo. Nu putem intra pe acolo. Și asta e zona cu tractorul, deci... Da, e zona lui Siren Head asta cu siguranță. Și zona e, cred că e omul de la geam. Da, unde scria pericol acolo, pentru că el ne-a tot dus după semnul ăla de pericol, știi? Acolo, da. Iar noi va trebui să ne întoarcem pe stradă, deci veniți după mine pe stradă. În momentan nu mai apar iluzii pe aici. Păi văd. Da, deci văd. Uite, veniți pe mine pe stradă și o să mergem la omul de la geam, care cred că e acolo. Ce e aia? Am văzut și eu, dar nu știu ce a fost. Oh my god. Tot apar chestii aici. Deci uite, cum ne apropiem de zona potrivită, apar chestii, cum vezi? Cum apar iluzii. Dar uite că el își vede de drumul lui. Nu își vede de drumul lui. Vine pe noi. Oarecum. Uite, aici e și un autobuz care... Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cu accident. Da, păi probabil că au apărut chestii de-asta în fața lui și... Da. Deci aici este danger, da? Pe afișul ăsta scrie danger. Da, e pericol. Acolo în stâng, deci ar fi pericol aici și uite, e o stradă închisă. Este păzit de cineva, ai văzut? Am văzut. Zona este păzită. Nu știu ce să zic. Ce facem? Uite-l. Patrulează. O, l-am enervat! Doamne. Aveți grijă. Ok. L-am cam enervat. A dispărut. Chiar da. Ia stai, se deschide aici? Nu. Nu știu ce să zic. Ok. Ha. Aici? Ha. Ce ha? E ceva aici? Nu știu ce să zic. Bă, uite, cineva a avut adăpost aici. Uite ce scrie. Da, uite, mâncărită. Medi, dacă poți să citești asta, fugi. M-a urmărit aici? Uite, zice că o iubește, Din. Da, iubita lui. Cred că ai cum să treci, gen peste zona închisă. Aici! Fără de... I-a dat pânză de pe aia, gen... Am mâncat pe pisica! Nu! Am
Gatu, unde e? Leo, capitanul, tu știi unde sunt aici? Unde? Deci nu vrei să știi, sunt înăuntru, în el. Ce puțin cu asta îmi seamănă mie. Ești bine, totuși? Sunt bine, dar e ciudat aici. Nu, gen, noi te vedem aici, ca și cum gen... Nu, gen, sunt într-o altă zonă, efectiv într-o altă zonă. Mihai, am mai rămas doar noi, pisica a fost mâncată. Nu știu, dar puteți să veniți să mă luați. Dar nu știu unde e. Dar nu știi că nu-l vedem. N-arată bine deloc aici. Cam știi unde e. Poate am reușit să fim și noi mâncați de către el. Oh, era chiar în spatele meu. Daniel. Doamne, cum am mâncat-o pe pisica în fața ochilor noștri. Cred că am fost mâncați cu toții de omul de la geam. Suntem pe limba omului de la geam. Da, au rămas aici. Wow. Oh my god, uite dinții lui. Uite dinți. Ok, asta e foarte ciudat, dar bă, măcar pare că se spală pe dinți, adică... Ah, hai să-l gâdilăm. Să-l gâdilăm? Gâdi, ok, stai că-l gâdilă. Ia mă de aici. Ia mă de aici. Pe cercuri. Ia stai mă că-ți fac niște cari. Îți fac niște cari omului de la da, geam, ia. Da, de acolo, ia uite. Ia uite câta cari are. A? Hai să-i facem cari omului de la geam. Ia uite, nu te-ai spălat pe dinți. Ia uite-l. Mamă, câta gaură i-am făcut în dinte. Ia stai mă așa, că ia uite-l. O să fie cu durere. Omule de la geam, ai cam multe cari. Nu prea te speli pe dinți. Mamă, ia uite. Uitați, bă, mă, eu ce aici? Mamă, gata. Doamne, uite cum arată dinții lui. Dar știi ce? Ia dă-mă dintele ăsta. Ia, gata, scoate căptanul ăsta. Ia, dintele! Haide. Stai, am okay. Ia l-am scos! Uite ia dintele! Că l-am scos cu totul. Hai. Lăsăm știrb. Lăsăm știrb, omul de la geam. Ia, okay. Hai, că e greu, ăsta are rădăcină mare. Scoteți-i din dinți, aude, eu scot toți dinții. Când o să deschidă gura, o să zică, bă, dar unde-s dinții mei? O să-i pice dinții pe jos. Așa trebuie dacă ne mănânci, omule de la geam. Gata, l-am lăsat știrb. Doamne, așa ceva. Gata. Bun, hai să mergem mai jos. Hai să mergem în stomac. Mergem în stomac? Da, ce să zic. Hai să ne aruncăm în stomac. Am ajuns în stomac. Ia. Eu deci am mai mâncat alți oameni, că văd oase. Da, și burgeri. Și burgeri, am mai mâncat și burgeri. Las pe burgeri, așa. Omule de la geam, ce-ai băgat aici, măi, tăticule? Nu știu de unde sunt burgeri ăștia, dar nu pot să mor pe ei. I-am urcat pe ei. Merge, dacă te urci pe nos. Doamne, așa ceva. Am făcut o scară. O aventură foarte interesantă, va fi și mai interesant unde o să ieșim noi. Nu știu. Da, bine. Dar... acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonajul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!